Nu m-a iertat niciodată. A avut așa o, o dezamăgire. El a spus, atunci a folosit o expresie, dacă îmi permiteți să o reproduc, mm. numai proștii se duc la medicină, a făcut o pauză, când știu atâta matematică. Și profesorul Brânzei spunea, zice, la socola sunt bolnavi mentali, nebunii sunt pe stradă. Tata s-a oprit din ce făcea atunci și zice fii atent, dacă nu intri la facultate, eu nu te scutez de armat. Și am avut tupeu, nerușinarea de la 25 de ani, să zic, nu vă mulțumesc, domnule profesor, dar nu vreau ca peste 30 de ani să arăt ca doctorii dumneavoastră de acum. Tu, dacă într-o conversație ai ceva deosebit de spus, nu spune. Eu îi scrisesem profesorului Eliade că, uite, sunt un tânăr student la medicină, pasionat de yoga, de nu știu ce. Și el îmi răspunde foarte frumos: Scrisoarea există acasă, a fost văzută și pipăită de multă lume. Cineva a venit disperat, bineînțeles, în birou, n-a fost acceptat la dializă și i-am fipt cuțitul, un cuțit pe care îl avea la el, l-am înfipt undeva pe aici, în zona gâtului. Și uh, am zis, e destul. E destul, Dumnezeu mi-a dat un semnal. Bine, v-am găsit. Sunt Iberiu Avram, iar invitatul meu de astăzi este cel datorită căruia, în 1994, se realiza prima dializă în Suceava. Astfel încât astăzi pe 7 noiembrie 2024, putem sărbători 30 de ani de dializă în Suceavă. Este vorba despre domnul doctor Mihar Deleanu. Domnule doctor, bine ați venit la noi. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră și probabil pacienți de ai mei în decursul anilor. A, pacienți care au fost, sperăm că nu, da. cât mai puțin viitor. Exact. Da. Domnule doctor, sunteți ca și alți invitații de-a mei, de altfel o prezență extrem de discretă în spațiu public și vom încerca să remediem astăzi acest neajuns și să vă cunoaștem mai bine dincolo de activitatea noastră profesională. V-ați născut la 31 mai 1951 în Botoșani, tatăl fiind magistrat, judecător. Cum ați ajuns în Suceava? A fost parcursul profesional al tatălui meu, care după ce a terminat dreptul într-o perioadă cumplită de de dificil a României, 43-44 cu bila albă absolvită, cum era sistemul pe atunci, și care își făcuse și studii de filologie franceză și germană. După ce a intrat în magistratură, autoritățile de la vremea respectivă au spus a, tu ai vrut să servești democrația burgheză? De ce, Pentru că ai făcut dreptul și literele, cum se chemau pe atunci. Deci tu voiai să fii în fi. Și tata să fii a fost... mai cu decât cu cer. da, da. Și -a. tata a fost trimis în cele mai interesante locuri pentru un magistrat. Inițial la o judecătorie rurală se numea Hlipiceni. Este, nu știu dacă județul Botoșani sau Iași, undeva între ele. După aceea Dorohoi, după aceea, la Fălticeni, unde a fost vicepreședinte de uh, judecătorie, cum era organizarea pe atunci, și din 1957 la Suceava. Astfel încât eu sunt sucevean din 1957, deci când aveam șase ani. Dar tatăl dumneavoastră de unde era? Ei erau amândoi părinții, născuți tot în municipiul Botoșani, Părinții lui fusese cadre didactice, tatăl lui fusese inspector școlar de învățători și erou din primul război mondial. N-am adus acum, dar i-am editat. El a, el a scris în tranșeele primului război mondial. 1916, când a intrat România, a scris un carnețel. Fiind învățător, fiind mai cu, cu darul scrierii, a ținut un jurnal de front. Acel jurnal noi l-am găsit în familie, l-am editat la Muzeul Țăranului Român. A apărut într-o carte cu cinci asemenea jurnale găsite. În, pe tot cuprinsul țării, printre care al bunicului meu care ocupa 60 de pagini din cartea respectivă, până când a fost rănit în niște lupte foarte dure pe dealul Cireșoaia, undeva pe lângă Joseni, deci în partea Ardealului, că atunci da, da. diviziile noastre intraseră în Ardeal și a fost reformat și a trăit cu o proteză de fier când nu era titanul da, atunci da. Până în 1957, chiar când ne-am mutat noi în Suceava, el a decedat. În fi, Deci familiile și din partea mamei și din partea tatălui erau născuți toți și originari din Bodoșa. Bun, deci din 1957 sunteți sucevean. Da. Ați absolvit liceul Ștefan cel Mare, secția reală. În 70. În 70. Da. De la secția reală ați urmat medicina. Da. De ce? Am urmat, nu prea este legătură. Nu între... prea este legătură. Tatăl meu, de care am pomenit, a avut un frate cu doi ani mai mare care a început medicina la București și a murit într-un accident de tramvai în 43 când se făceau mobilizări, ei ca studenți făceau o pregătire premilitară, nu știu cum se chema pe atunci, a fost un nefericit accident și a căzut fractură de bază de craniu și mort un băiat de 21-22 de ani. Și sigur a fost tot timpul în familie povestea acestui unchi, Neneaticu, despre care s-a pomenit și în clasa 12, efectiv în luna octombrie, le-am spus părinților, uite, eu care iubesc atât de mult fizica și chimia, pe care zic că le știu grații profesorilor de la Ștefan cel Mare, m-am hotărât să dau la medicină. Tata s-a oprit din ce făcea atunci și zice, fii atent, dacă nu intri la facultate, eu nu te scutez de armat. Adică cu relațiile da, pe care în fine le avea fiecare. Și a spus, -na, e un manual de 250 de pagini anatomia. Bun, o să-l învăț. Medicina era mai grea, evident, admiterea cel puțin. Da, și după... șapte pe loc am fost. Dar da, tata dumneavoastră nu vrea să o facă magistrat? Nu v-a nu, da? nu, 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 nu. Nu a ținut niciodată la acest lucru. Sigur, am auzit în casă discuții, am așa, dar tata nu m-a îndemnat niciodată la acest lucru. Bun, și ați intrat, da? Și am intrat din primul an, a dat Dumnezeu și a mers. Bun, bine. Da, alegerea medicinei, faptul că ați ales medicina, l-a supărat pe profesorul dumneavoastră de matematică din liceu. Da, e adevărat. Care vă vedea matematician sau inginer. Da. I-a trecut vreodată supărare? Nu. Nu i-a trecut Din păcate, domnul profesor Lungul Dumnezeu să-l ierte, este fica lui, care e medic, reputat în Suceava, nu m-a iertat niciodată. La un an după aceea ne-am întâlnit, după ce dădusem admiterea, ne-am întâlnit Câțiva colegi la o nuntă în iași. Ne-am dus ca la nuntă, cu un pahar, să ciocnim cu domnul profesor de care ne despărțisem cu un an în urmă. S-a întors cu spatele, a avut așa o, o dezamăgiri. El a spus, atunci a folosit o expresie, dacă îmi permiteți să o reproduc. Bine. Numai proștii se duc la medicină, a făcut o pauză, când știu atâta matematică. Pentru că, într-adevăr, noi cu dânsul și cu ceilalți profesori făcusem o carte extraordinară. Și el a considerat, nu știu de ce, că noi am fi putut fi foarte buni în alte profesii ca să folosim matematica. Însă dumnealui nu și-a dat seama, și eu am spus-o de multe ori, nu știu dacă i-a ajuns la urechi în perioada cât trăia, că mintea pe care ne-au făcut-o și ne-au modelat-o cu matematica, cu fizica bine știute, logica respectivă, aceea ne-a ajutat foarte mult la medicină. Da, din păcate văd azi mulți tineri care spun ce, ce sunt învățăm în matematică, ecuații adevărat, nu ne ajută în viață integrale la un moment dat sau tot felul de... Dar uh, matematica, științele exacte în general, îți ordonează în mintea, te învață exact. să gândești logic, exact. ceea ce îți ajută în orice profesie faci pe acest pământ. Păi la teza de matematică de la bacalaureat, când era subiectul A și subiectul B și ne-a păzit contrar regulamentelor actuale, chiar domnul profesor al nostru, așa, noi am terminat subiectul A în 45 de minute, era două sau trei ori, nu știu cât era timpul, și am vrut să ne ridicăm. Și zice, de unde plecați? Păi, noi am făcut. Nu, 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 faceți și subiect. Păi, domnul profesor, dar e sau. nu și sau... A și B stați da acolo și scrieți. <laughs> și am ieșit după o oră și jumătate cu ambele subiecte scrise, iar concurenții noștri, între ghilimele de la alte licee, spuneau de 10 ani nu s-a mai dat ceva atât de greu la matematică. Deci ne-au făcut o minte brici, profesorii de la Ștefan. Da. Da, dar interesant, n-am mai auzit niciodată un profesor să se supere așa tare și să-i țină supărarea peste ani, de fapt, toată viața. Toată viața pe care i-a mai dat-o Dumnezeu. Bun, ați absolvit Facultatea de Medicină din Iași în 1976, dar între 1975 și 1978 ați lucrat ca medic intern prin concurs în diferite clinici din Iași. Exact. Da. Era sistemul de internat, sistemul francez vechi pe care noi l-am uh, abolit cu Voio și ca și sistemul de externat care era. Uh, noi atunci copiam uh, încă o parte din medicina franceză. Deci internatul ce era, înainte de anul 6, tu de un concurs. Era pe specialități medicale unde am concurat eu, chirurgicale unde a concurat de exemplu colegul doctor Hâncu, cu care am fost colegi de serie și așa mai departe. Și aveai posibilitatea să ieși din stagiile clinice obligatorii ale studentului de an 6 și te prezentai cu grupa ta doar la examen. În rest, tu lucrai șase luni într-o clinică, erai, să zic așa, bucătarul șef, erai la bucătărie, făceai totul non-stop. Deci locuiai în clinică, acesta era sistemul francez al internatului. Internul era robul clinicii, era legat de glie acolo primea urgențele la orice oră din zi și din noapte, îi le prezenta medicului primar care era de gardă, care venea sau nu venea să vadă cazul respectiv. Deci toată răspunderea a apăsat pe umerii de da, intern. Da, ca... Dar primeai un salariu, un salariu simbolic. La vremea respectivă, cât eram în perioada anului 6, când am fost medic intern, salariul era 1050 de lei. Nu știu ce înseamnă. Ca deci, ce ne raportăm în la momentul în care un, un medic specialist avea 3.000-4.000. Deci, era un salariu foarte mic, dar Totuși, era, era un salariu bun pentru un era student, ceva. Trei, mediu... da, Sigur că da. Dar, bun, și studentul învăța ce înseamnă un spital de, da. la... de, de la... la bază până da. la acoperiș. Printre aceste clinici la care ați fost ca intern, cum spuneți, a fost și Spitalul de Psihiatrie Socola. Exact. A fost primul stagiu. Pentru... Dar ați, da, pentru ați că... renunțat, ați fost re... forțat să renunțați la nu. psihiatrie? Nu. M-am nu. -am forțat să renunț. A fost primul stagiu, pentru că se alegeau stagiile în ordinea anilor. Noi, de anul întâi de internat, sigur că alegeam ultimii, ce rămăsese după da. anul 3 și 2 și evident clinicile medicale bune erau deja alese și pentru mine rămăsese oncologie, dermatologie, n recunosc că nu eram un fan așa și psihiatrie și atunci am zis domnule psihiatria, m-am sfătuit cu profesorul meu la care după aceea am lucrat profesorul Negoiță și care mi-a spus doctore vezi că bolnavii au și suflet. Ea încearcă să intri puțin pe chestiunea aceasta. M-am dus la profesorul Brânzei, el era atunci șeful de la Socola, care m-a luat, fiind profesor de viță veche, tot în sistemul francez. Deci, tu ești medic intern, deci tu stai în spital. Da. Și am stat șase luni la Socola, nu cu foaie de internare. Mi-au dat un mic apartament, să zic așa, o cameră și un oficiu cu baie și am locuit în Socola din 1 noiembrie 75 până la 30 aprilie 76. Bun, dar nu era o fată pe care a spus în acea perioadă și care v-a zis ori eu, ori psihiatria? A fost și așa ceva. A fost și așa ceva. Pentru că la Socola, când stai, chiar dacă ești afară, am eu așa mica uh, părere despre mine că aș fi, uh, îți modifici gândirea. Și profesorul Brânzei spunea, zice, la Socola sunt bolnavi mentali, nebunii sunt pe stradă. Lucru care, nu știu cum, timpurile actuale îi dau dreptate din ce în ce mai mult. Da. Și uh, erai la un moment dat înclinat să zici, domnule, cum zic ăștia, e uh, ok și de fapt ce se întâmplă af și afară nu e în regulă. Și atunci, într-adevăr, a fost o, o persoană care, după cele șase luni de socola în care, la sfârșit, s-a întâmplat că a trebuit să mă lipiesc de grupa mea să dau examenul. Era anul 6, da. psihiatria se face Cred și acum tot în anul 6 Profesorul Brânzei Care era o minte sclipitoare Și avea niște ochi de oțel Când m-a văzut zice Dar tu ce cauți la examen? Păi zic, domn' profesor, e grupa mea Uitați da. că-s primul acolo la alfabet A, dar tu nu tragi bilet Cu tine discut Și a fost o discuție De 40 de minute în care Evident că m-a trecut prin toată materia Și la urmă a văzut că eu aveam cartea lui, a păruse atunci cartea lui prima ediție, care se numește itinerar psihiatric. Și a văzut că aveam cartea în gentuță. Și zice, tu văd că chiar te-ai pregătit, nu vrei să rămâi la mine asistent? Ei, când în pragul anului, în pragul absolvirii, în anul 6, un profesor îți face această propunere, este o onoare extraordinară. Evident, da. Și am avut... Tupeu, nerușinarea de la 25 de ani, să zic, nu vă mulțumesc, domnule profesor, dar nu vreau ca peste 30 de ani să arăt ca doctorii dumneavoastră de acum. n a spus să arăt ca dumneavoastră? Nu, poate. nu, nu. El era deasupra. El era Zeus din ori. Dar tot o acea fată. Acea fată. Acea fată mi-a mi modelat. spus, ori eu, ori... Da, da, și-a fost ea. Și a fost este vorba ea. de doamna Sandra Maria Ardeleană, soția dumneavoastră. Soția mea? Pe care ați cunoscut-o în anii 50, da? Uh, uh, am cunoscut uh, Pardon, 70? Când... În anii 70, cu drumurile la Iași, cu așa cu practica de aici, de la Spitalul Suceava, uh, cu tatăl ei, cu doctorul Pavel, viitorul meu Socru. Care însă nu mi-a făcut niciodată niciun fel de, de aluzii: că are o fată, de fapt are două, nu, nici vorbă. Când ne întâlneam la spital, adică când veneam la stagiile de vară pe care eram obligat să le facem, uh, prezenta cazuri, dar le prezenta într-un mod atât de plăcut și atât de, de, de uh, intuitiv încât uh, tabula rasa să fi fost și tot înțelegeai ce îți spun el. Era un om dedicat meserii. Dar asta după aceea l-am cunoscut mai târziu. Da, uh, revenim. Deci soția dumneavoastră, reputată doamnă profesoară Sandra Maria Ardelean, este cea care v-a zis, ori eu, ori psihologia, da, da, a contribuit, ea era studentă la litere atunci. Era la litere, ea da, a și... terminat la un an după mine, da. Bun, în 1978 ați plecat din Iași pentru a lucra timp de un an ca medic de medicină generală la Calafindești. Da. Deci, de la termin... asistent... Da. S-au terminat cei trei ani de internat pe care i-ați citat. Da. 75-78. Deci noi, făcând internatul, nu mai intram în repartiția mare a medicilor, cea la care ar fi trebuit să iau eu parte în 1976, când am terminat facultatea. Noi internii, cei vreo 10-12 care intrasem în internat, noi eram exonerați de a merge imediat la țară. Pentru că știți că medicii erau obligați și nu erau obligați rea, să mergi într-o circunscripție rurală ca să-ți definitivezi abilitățile de medic. Deci da, eu am terminat... Nu știam asta. Da. Bun, erați exonerat, dar totuși ați mers, nu? Nu, nu. Până în 78, deci eu mi-am prelungit, să zic așa, facultatea, cu 2 ani, în perioada internatului, 1975-1978. După 1978, când am terminat ultimul stagiu, al șaselea stagiu de câte șase luni de internat, Trebuia să fiu repartizat undeva. Sigur că primisem deja alte invitații onorantă din partea profesorului Negoiță să rămân asistent universitar acolo. Dar, așa cum sunt procedurile birocratice, aceste concursuri nu se puteau da decât la un început de an universitar. Noi terminasem internatul la 31 octombrie 1978, anul universitar începuse la 1 da. octombrie. Așa încât concursul nu s-a mai putut organiza ca să nu avem un hiatus în cartea de muncă, marea majoritate a celor care fusesem intern și intenționam să facem o carieră universitară a trebuit să mergem undeva la țară. În momentul acela, într-adevăr, tata m-a sfătuit și mi-a spus tu dacă te duci la o circunscripție rurală din județul Iași, de acolo nu mai pleci. Nu-ți mai dă drumul pentru că, sigur, o să dovedești că ești medic bun și o să vrea să te păstrezi, ceea ce e normal pentru orice primar. Și atunci vin la o circunscripție din județul Suceava și am ajuns la acel Calafindești Șerbăuți, acum sunt două comune separate, da. dar atunci era comuna Calafindești, nu sau comuna Șerbăuți cu nu sediul la Calafindești. Calafindești, comuna Da, Calafindești, da, da. da, da. și era, era în Șerbăuți sau? Da, și locuiam dispensarul medical era în Șerbăuți. Există Am și acum dispensarul respectiv, cu casă de naștere, cu farmacie, cu de toate. Deci este o clădire cu vreo opt camere, cu staționar de pediatrie. Aveam pătuțuri de pediatrie, vă spun, aveam sală de naștere de obstetrică. Deci era un dispensar perfect utilat, la care fuseseră doctori care își făcuseră treaba. Înaintea mea a fost o familie din Arad, după aceea au plecat m-a întâmpinat el, soțul, doamna deja plecase de câteva zile și el a mai stat cu mine o lună de zile, un cred că era etnic german, ceva un tip foarte conștiincios care făcuse vizita la bolnavi acasă, care prima lună vă spun, a stat cu mine și când venea cineva îmi spunea, vezi că ai o familie de tuberculoși, ăia sunt o familie de epileptici, ăia sunt alcoolici ăia nu știu cum. Asta da, da. numai ca să vă introduc ca, în ca să la, mă introduc localitate. în atmosferă. Tot timpul îi spunea, de acum doctorul vostru e acela. Uite la el, așa, și în, colegul respectiv a plecat, și acolo am stat și după aceea, pentru că probabil mi-am făcut treaba, mi-a mai dat și bălcăuțiu, deci aveam toată zona până la Siret, Negostin, Agropeni, toate satele acelea. Și făceam gărzi, pentru că iubeam spitalul și iubeam activitatea de spital, făceam gărzi la Spitalul Siret care este și acum un spital uh, mai slăbuț utilat, dar cu oameni foarte inimoși și făceam gărzi acolo o dată pe săptămână, mă duceam și făceam gărzi. Bun, în anul următor v-ați întors la Iași, dar n-ați fost tentat să rămâneți aici la, ca la Fiind, de la șerbăuț, de La șerbăuț, ca la Fiind, dești. oamenii au fost extraordinari. Mă căutau ani de zile, după ce am ajuns doctor de Iași, cei șapte ani, așa, veneau oamenii și râdeau cei din clinică, zice, lui Mihai, iar i-a venit o cala findită, așa în termeni da. medicali, Da, veneau oamenii, într-adevăr, și mă căutau, bun, m-au căutat și după 86 la Suceava, dar în perioada aceea să vină de la Șerbăuți până în Iași, în clinica de la Sfântul Spiridon, da am avut o, o presă foarte bună, eu mi-am făcut treaba, ca să vă spun așa, am ajuns la 1 decembrie acolo și am întrebat ce fonduri de medicamente mai am. Păi zice, aveți încă 8.000 de lei. 8.000 erau enorm era, bani. Da, da. Și atunci zic, fac o comandă de medicamente că banii se pierd dacă nu se consumă în anul respectiv, 78. Și am făcut o comandă, am luat agenda medicală care era atunci, de la calor în primul medicament până la vitamina nu știu care. A plecat vizitiul la Siret. Și a venit speriat, zice, domnul doctor, dar sunt opt saci de medicamente. Păi <laughs> zic, ia căruța și du și ia Așa era, cu căruță, cu nu șaretă. Căruță, căruță. căruță vrept, da. Și a venit cu opt saci de medicamente. Eu aveam dreptul, prin Programele naționale, nu se chemau așa pe atunci, se dau gratuit la copii, la gravide, la bătrânii cu pensia sub nu știu cât, așa. Și s-a auzit imediat, doctorul dă medicamente. Dom'le, <tri> trebuia numai să semnezi omul. Da. Recunosc că unii nu semnau, puneau degetul. Am prins și acest lucru. Și s-a auzit, doctorul ăsta ne dă medicamente. Și am avut pacienți o mulțime. Da. Uh. Bun spunea că v-ați întors în următorul așa, în 1979, unde ați ocupat, prin concurs, așa cum ați anticipat, un post de asistent universitar la Clinica Medicală a profesorului Negoiță. Dar în, în 1981 ați devenit medic specialist în medicină internă, iar la, de la 1 septembrie 1986 v-ați mutat la secția internă a Spitalului Județean Suceava, renunțând după șapte ani la cariera didactică. De da. ce? Au fost atunci niște uh, încercări în familie. În 1981, anul când am devenit medic specialist, a murit doctorul Pavel, socul meu. Moarte subită, după o gardă, cu mâna pe clanța ușii unui salon, făcea vizita a doua zi după gardă, s-a albit, a căzut și atât a fost. Cu tot ce se putea face în spital atunci... Acesta a fost rezultatul. Deci el murise în 81, soția lui rămăsese sigur, văduvă în Suceava. În 85, tatăl meu făcuse un infarct miocardic. L-a făcut la Suceava, sigur am vorbit, diagnosticul l-am pus prin telefon și am spus, tată, vină la Iași. A venit la Iași, l-am internat în clinica profesorului Negoiță, Sigur, am avut inspirația steaua să nu îl internez la salonul meu. Bine, în perioada aia aveam salon de femei. Așa, l-am internat la un coleg foarte bun, care după aceea a ajuns el însuși profesor de cardiologie la Iași, doctorul Datcu. Așa. Profesorul m-a trimis în dimineața aceea să rezolv niște treburi pe la facultate, pe la nu știu ce. Când m-am întors pe la 10, am văzut că lumea se uită cam lung la mine. M-am dus în salon la tata, l-am găsit cu oxigen, schimbat la față, și mi-a spus doctorul Datcu, zice, l-am trimis pe tatăl tău la radiologie, care radiologie era în clinică, vis-a-vis, -vis. da. deci trecea numai un coridor în interiorul clinicii. Și la radiologie, sub ecran, a făcut fibrilația ventriculară, stopul cardiac și a căzut acolo. Sigur, fiind acolo, și doctorul la 3 metri și așa, a fost reanimat. Dar sigur, infarctul e infarct. După aceea am mai făcut un infarct, uh, prin 83-84, la uh, Suceava, în fine, deci lucrurile uh, mi-am dat seama că nu stau bine și atunci, în 86, tata s-a pensionat, uh, cred că medical la vremea respectivă, și am zis, domne, trebuie să venim acasă. Și așa am renunțat. Plus că, în 86, nu se făceau avansări pe linie didactică. Aveam un reputat coleg internist în clinică care la 52 de ani luat primariatul al doilea pe țară, deci era o somitate în medicină internă, nu era decât asistent universitar. Zic, ce o stare să stau? Nu prevedeam 89 și toată Unde detenta avem. care va fi după și am renunțat. Da, deci în motive legate de familie De familie în primul sunt, rând da. Bun, În 1991 ați susținut examenul de primariat în medicină internă Și tot în acela an ați obținut doctoratul în științe medicale Apoi în perioada 1991-1993 ați efectuat mai multe stagii în nefrologie La spitalul Carol Davila, București Nefrologia, am aflat eu acum documentându-mă, este o ramură medicală Parte integrantă a medicinii interne, care se ocupă cu studiul rinichilor am văzut că medicina internă are vreo șapte ramuri. Da. De deci ce ați ales nefrologia? Am ales nefrologia. Să Eu mai era... spune că e vorba, mai este aici chirurgie, mai este, nu? Sunt... medicina internă. Vă spun, vă spun, da. În perioada 90-92, cât eram director medical al Spitalului după Revoluție, cu doctorul Ceudan ca director de Spital, veneau ajutoarele și stăteam de vorbă cu medicii din Anglia, în principal, care veneau. Și ei mă întrebau, sigur, da, dumneata, ești director medical, dar ce specialitate ai? Medicină internă. Și atunci ei spuneau, cum adică, tu tratezi și infarct, și pneumonie, și ulcer, și leucemie? Zic, da... A, nu, dar astea trebuie separat. Adică, într-adevăr, trebuie să fii un internist bun care să le cuprindă, dar după aceea trebuie să te focalizezi pe ceva. Și atunci mi-am amintit de ce îmi spusese profesorul Negoiță de la Iași în urmă cu niște ani, să știi că nefrologia va exista odată și odată ca specialitate, abia în 91, într-adevăr, după Revoluție, a fost recunoscută ca atare, până atunci de bolile rinichiului se ocupau urologii, urologia. Mm -hmm. Și pentru că era profesorul Proca, fusese profesorul Burghele, niște somități, cumva nefrologia, adică partea medicală a bolilor rinichiului, a fost cumva marginalizată. În 91, profesorul Ursea de la Carol Davila de la București a reușit și a impus ceea ce în străinătate exista deja de vreo 15-20 de ani, nefrologia. Deci urologia se ocupă de prostată, de calcul renal, de operații, de toate problemele sângerânde. Nefrologia și, în special, după aceea, insuficiența renală cu dializa. Noi, la uh, perioada 90-92, eu atunci finisam teza de doctorat și am avut Accesul la niște statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății, noi atunci, în statisticile de performanță, nu existam, nici nu apărea România. Pentru că acolo era câte stenturi pui, acum știm toți de stenturi, da. dar atunci, în 90, habar nu aveam, câte bypassuri a faceți, niciunul, câte da. transplante, câte dialize. Dar nici atunci cardiologia sau celelalte nu erau Cardiologia distincte. fusese deja recunoscută. A, fusese recunoscută. fusese recunoscută. pentru că au avut, vedeți și aici, cu cățelul care la a mai tare sau cu cățelul, nu știu cum e vorba, cardiologia l-a pe Bazil Teodorescu care reușise să se impună cardiologia ca specialitate de prin 60 și ceva. Primul tratat de cardiologie a apărut într-adevăr, prin 60 și ceva, al lui Bazil Teodorescu, românesc mă refer. E, nefrologia a stat așa puțin mai cenușăreasă, dar după 91 și în special când au început să înflorească, în sens negativ, din păcate, insuficiența renală cronică și consecințele sale cu dializa, atunci și-au dat seama toți că, Urologii efectiv nu pot manegera această problemă a tratamentului bolnavilor renali cronici și trebuie o altă specialitate. Și așa a ieșit nefrologia. Și am devenit nefrolog, făcând cursurile. M-am dus la profesorul Urze, i-am spus, știți, eu o săla, de la profesorul Negoiță, că eu mai fusesem la el în 82 3 în perioada cât încă eram medic de iași. Și zic eu, o la de la fostul iași, așa, așa. Păi zice, doctore, facem cu un stagiu de șase luni, mai faci un stagiu de nouă luni și după un an și ceva vii și dai examenul la mine. Și când am dat examenul, așa cum v-am mai spus, poate la o întâlnire, mi-a zis, bun, dacă ești acum nefrolog, mare nefrolog la Suceava, dacă tu acolo unde agăți harta în cui nu faci o stație de dializă ca să-ți tratezi insuficiențele renale de la tine din uh, zona ta... Păi degeaba ești nefrolog. Și așa a apărut, din 93 am dobândit specialitatea de nefrologie, în 94 m-am ținut de cuvânt și am făcut dializ. Da, deci vorbim de 7 noiembrie 1994, da. când s-a deschis stația, așa se numea. Așa se numea. administrativ, de... până în 8 aparate se numea stație. Așa, peste 8 aparate devine centru. Așa era titlul da. și cred că așa e și acum. Stația de hemodializă a Spitalului Județean. Bun, am înțeles. vreau să cum a apărut necesitatea. Necesitatea, bănuiesc a apărut din cauza sau datorită, nici nu știu cum să zic, faptului că erau multe persoane care erau, aveau nevoie de dializă da, în județ da. și se deplasau unde mergeau. La Iași. La deci Iași. Toate la Iași. Iașu deschisese dializa. În, cu câțiva ani înainte, cred că în 87, mi-aduc aminte la un raport de gardă, eu eram internist, deja venit după 86 la Suceava. și s-a primit o adresă de la profesorul Tacu, care era șeful de la Spitalul Parhon Iași, unde-i și acum nefrologia. Dumnealui, ca șef de clinică, spunea: Uitați-vă, din 87, acum se deschide, dar. Bolnavul trebuie să aibă creatinină peste 14, trebuie să aibă anemie nu știu cât, trebuie să fie mai tânăr de 65 de ani. Deci erau niște criterii Undezi? de excludere, și de includere în dializă. Noi A, la deci vremea... Dacă nu îndeplinea acele criterii, nu intra la dializă? Nu. nu și mureaia. Da. Noi atunci aveam patru bolnavi la iași. Și de ai adică adică Sucevei. Doar patru erau? Doar patru da. erau. Cu acei patru am început noi pe 7 noiembrie. Dar, într-adevăr, pot să vă spun un lucru care pe mine mă impresionează și acum, după 30 și câți de ani. Am avut două cazuri în Suceava. Mama unui medic, din păcate nici el nu mai este printre noi, mama lui, o femeie la 60 și ceva de ani, Făcuse insuficiență renală, avea nevoie de dializă și a fost refuzată și la Iași și la București, pentru că nu avea buletin de oraș mare. Știți că era da. prerogativa buletin de iași, buletin de București. Da. așa. Și la vremea respectivă nu a fost acceptată și doamna mm. respectivă a decedat. Un tânăr de 20 ceva de ani, fratele unui cunoscut de al meu, fratele lui există încă în Suceava, acela era un băiat de 22 de ani, a fost refuzat la București. De ce? N-ai buletin de București ei aveau bolnavii lor, era regula aceea cumplită că trebuie să ai buletin de orașul respectiv sau să închiriezi, să cumperi, dar nu puteai să cumperi. Deci am avut acele două cazuri care mi-au rămas în minte de atâtea zeci de ani care s-au pierdut din rațiuni administrative. În Iași, cât încă locuiam în Iași până în 86, aveam un vecin, în fine cunoștință, care lucra la CFR și care fusese acceptat la dializă la Timișoara. Era înainte de 87 și încă nu avea dializă. Era 83, 82. Și domnul respectiv, domnul Stănescu, mergea 11 ore, cât se merge Iași-Timișoara. Era multe, 17-18 ore de la, la Iași. acolo dializă de 9 ore pe atunci dializele nu erau ca acum 4 ore, au mai crescut performanțele aparatelor, făcea dializa de 9 ore și venea înapoi. Făcea de două ori pe săptămână dializă, lunea și joia. Numai bine, mergea, se întorcea, exact, dormea exact, puțin, exact, pleca înapoi. Exact, exact. După ce s-a deschis dializa de la București, era... Boier, să zic așa, Mediam pentru că făcea numai șase ore, șapte ore șapte ori, ori. Ori, cât se face așa. Și a prins spre final, a prins puțin timp și dializa la Iași, dar după aceea n-a mai trăit. Deci erau niște, niște privațiuni, niște constrângeri îngrozitoare. După aceea, da, m -m filtrele, filtrele de dializă se aprobau pentru fiecare ședință de dializă așa se cheamă ședință de dializă se aprobau de către cabinetul 2 adică Elena Ceaușescu, adică Elena Ceaușescu. explicați filtrele ce înseamnă filtrele nu sunt practic rinichiul artificial adică partea pe care o suplenește că în rest aparatul este un complex de supape regulatoare, robineți, tuburi Bă, și filtrul ăla vine și filtrul pentru ăla fiecare pentru dileagă. fiecare dializă și după aceea se aruncă Ah, okay. Costau valută, nu știu cât costau Acum știu că erau câteva zeci de, de euro Nu știu cât costau atunci în anii respectivi Și când făceam eu stagiile la profesorul Ursea, la Carol Davila Se spunea, ne-au mai aprobat pentru două săptămâni Deci oamenii stăteau tot timpul cu gheața în spate Cu sabia lui Damocles deasupra capului Pentru că nu știau peste luna viitoare Oare eu mai fac dializă sau nu mai fac dializă de asta, de asta, era atât de dificilă și nici nu puteai să te apropii de specialitatea de nefrologie. La un moment dat, profesorul Urse a pățit, Dumnezeu să-l ierte și pe el, a pățit un, un necaz, un atentat, cineva a venit disperat, bineînțeles, în birou, n-a fost acceptat la dializă și i-a fiit cuțitul, un cuțit pe care l-avea la el, l-a înfipt undeva pe aici, pe zona gâtului. Din fericire nu a atins o jugulară, o carotidă și lucrurile s-au uh, rezolvat. Dar erau momente de viață și de moarte. Da, mă cu tremură, sincer ce spuneți. Și eu am prins 20 de ani în comunism, am știut ce înseamnă din plin comunismul, dar chestia asta, deci practic poți fi salvat fără probleme, dar dacă ai peste 65, dacă da. nu ești într-un Noi mare, acum am dializat 90. bolnav de 90 de ani la care fiul zicea, ă, domnul doctor, dar îl mai aduc pe tata că, na, știți, îi bătrân. Zic, mai zilele sale lui. Te rog frumos. Sigur, la un moment dat a plecat la domnul, dar a plecat făcând dializă până în ultima zi. A făcut un accident vascular. Deci, dar pe atunci lucrurile erau foarte dure și dacă întrebați seniorii dializei, deci oamenii de vârsta mea care au prins perioada începuturilor, că acum este bine și frumos și sunt bani și uh, poți să comanzi ce vrei și îți vine mai mult sau mai puțin, repede totul, dar atunci era o perioadă cumplită. Na, bun, că voiam să vă întreb de ce era nevoie de dializă la Suceava. A fost, a fost nu, și o ambiție, dar vă spun, acele două cazuri, acea mamă de medic și acel tânăr de 20 și ceva de ani, mort de 35, 6, 7 de ani, m-au marcat pe toată viața. Bun, și evident, întrebarea era nu, era cumva retorică. Deci era nevoie, evident că este nevoie de orice specializare pentru a ușura uh, deplasarea bolnavilor, să spunem. Că unul da. să vii din uh, câmpul lung la. Sigur, da. alte să mergi din câmpul lung la Iași. La Iași. Da, da. Da. Uh, în 1999 a susținut examenul de primariat nefrologie, al doilea de noastră primariat, susținut la București. La București, la profesor Bruckner, la Colție. Dar iar în 2003 a devenit uh, șef secție nefrologie, în urma un examen susținut la IMF Cluj. De ce la Cluj? De ce? Um, în 1993 s-au reo reorganizat secțiile din spital. Până în, 90 până în 2003 atunci, Secția, stația de dializă era pendinte de secția medicală 1, al cărei șef eram eu. Deci stația de dializă era un apendice, o anexă a secției medicală 1 pe care o conduceam. Secția medicală 2 era condusă de doamna dr. Angheluță. Înainte de 89 erau secții de câte 150 de paturi, după Revoluție s-a spus, domnule, un medic șef de secție nu poate gestiona 150 de paturi, este prea mult și s-au împărțit în 2075. Și atunci eu am luat Medicalul 1, doamna Angeluță, cu concurs, cu ce a fost atunci medicală 2. E, în 2003, doctorul Hâncu, ca director de spital, a, ținu, a, a, a vrut să dea o nouă față secțiilor și atunci a înființat secția de nefrologie. Secția medicală a rămas separată medicală, simplu. E, fiind secție nouă, așa e regulamentul, trebuie să mai dai un examen. Nu poate să din poziția de șef medical 1 să te așeze în poziția de șef nefrologic. Poate e altcineva, mai bun, mai deștept, da. mai frumos. Asta da. un examen la care poate participa oricine. Oricine, da. da. Și m-au întrebat, atunci eu m-am înscris și m-am întrebat unde vrei să dai. Și am spus în ordine Iași, al doilea București. Da dus în primariatul la București Și am intrat în concediu de odihnă Ca să învăț Pentru că Am zis, domnule, e examen, trebuie să mă prezint E vorba de cartea mea de vizită Așa Dup Cu trei zile înainte de examen M-a sunat șeful de la resurse umane De la direcția sanitară Și zice, doamnă, știți că peste Poi mâine, nu știu când, aveți examenul Zic, Da, știu, nu știu cât era data Nu mai rețin Ceva septembrie Și zice, dar știți că dați la Cluj? Zic, poftim. <laughs> nici așa nici păi... București. Da. Da. Deci, dați la Cluj, trebuie să fiți la amfiteatru cu Bine, bun, perfect. Na, bine Sigur, știința e aceeași și în Noua Zeelandă și în Canada. Da, dar da, fiecare profesor, mai comod cât la fiecare el, la... Clujul, cunoșteam foarte puțin. Mi-am luat cameră la hotel, nici nu știam cum să ajung. Când m-am dus acolo, era doamna profesor Mirela German și cei trei conferențiari ai ei conferențiarul Vlăduțiu, Spânu și pațiu. Evident că ne cunoșteam cu toții pentru că eram deja în nefrologie din 94 și da. mergeam la congrese. Zice, domn doctor, dar ce căutați aici? Sunteți medic primar, aveți două primariate, sunteți doctor în științe. De ce mai Noi pe ce examen? mai pierdem Zic, vă rog frumos, trebuie să dăm un examen, un concurs. Așa, văd că nu s mai... Vă rog bă, atunci trebuie să stați trei zile. Cu o zi teza, o zi De aia, corectatul. Dom'le, stăm trei zile, nu e nicio problemă. Și așa a fost, m-am dus cu două cămăși la mine și am stat pregătit acolo și am dat un examen ca lumea. Și am luat, mă rog, cel mai mare punctaj, era 190, nu știu cât de puncte mi-aduc aminte. În fin, și am venit cu hârtia la Suceava, așa a fost. Da, în 2006 s-a absolvit și un masterat în nefrologie, iar între 2013 și 2014 a urmat un curs de management al secției la Școala Națională de Management București. Dar vreau să vă rog să-mi vorbiți puțin despre cum a evoluat această stație de necrologie din anul 1994, când a fost înființată, și a spus că erau 5 uh, cinci, cinci, a -a aparate venite din ajutoare. Aparatele așa au fost. Au început să vină aparate din ajutoare, cum veneau ajutoarele la vremea respectivă. Mă uitam la ele ca la racheta nu știu care. Uh, erau însă aparate vechi, ruginite, nici măcar reuzinat. Erau aparate scoase din uh, spitalul XY, în special din, uh, din Germania, dar și din Franța și din Marea Britanie, și aduse la noi. Dar, bun, erau, pe, pentru noi erau. Uh, pentru noi nu? erau SF-uri, da. dar uh, mai erau și ruginite, mai erau așa. Și am început să vorbesc cu uh, colegii de la Ajiram, de la atelierul de întreținere. Inginerul Nesteriuc și colaboratorii lui. Domnule, ce facem cu astea? Hai să le punem în priză, să vedem, să în aer, ce se întâmplă. E, după aceea uh, au început ei să le descifreze. Evident că nu aveau cărți tehnice, n-aveau nimic. La un moment dat, am avut sprijinul unui mare profesor din Germania și mare iubitor al României, profesorul Heinze, Volkmar Heinze, profesor de nefrologie și dializă, undeva în zona Münchenului, care am reușit și am luat legătura cu dumnealui. El colabora cu Iașu, cu Clujul, cu Timișoara. Am dat-o și puțin pe germană, pentru că făcut în patru ani la, la Hulitu, Ștefan cel Mare, făcut în patru ani și de germană cu doamna profesoară Obadă, și ceva ceva mai aminteam, și cu cât vorbești, cu atât îți vin cuvintele. Și am reușit să-și un dialog, și atunci profesorul Haințe, probabil și din curiozitate, domnule, hai să vedem cine e ăsta care mă tot sună, așa, a venit la Suceava. A văzut ce încercam noi să facem. Și a dat seama că trebuie să fim luați în serios. Am mai avut un, un român, un bucovinean din zona Câmpulungului, Erwin Misachievici, e un nume și polonez și așa, care era stabilit undeva tot pe lângă noi, Ulm, Augsburg, zona aceea, și care a început și el să facă colecte de aparate. Forumul German de la Gura Humorului ne-au ajutat, ne-au chemat la un moment dat și-am luat o ambulanță și-am adus vreo 4-5 aparate uh -huh. și-am zis cu inginerii de la Firam, Dom'le, punem piesa asta lângă șurubul ăla, poate reușim să facem ceva. Deci noi așa am început dializele în 7 noiembrie, dar ca bolnavii să nu fie șocați din eștiința noastră, că efectiv nu știam. Așa, l-am rugat și a venit... Doctor pe atunci medic specialist Adrian Covic, acum este profesor șeful clinicii. Deci, cu el alături, am făcut primele dialize la Suceava în ziua de 7 noiembrie, cu fiziciana lui. El, ei aveau fizician, noi am avut inginer, Cu fiziciana lui, doamna Livia, care să mai regleze aparatele, A, da. pentru că aparatele erau nu că rudimentare, că nu-și bătea nimeni joc de bolnavi, dar nu erau calibrate cum sunt acum, cu feedback-uri, cu tot felul de chestii. Așa. Și cu asistenta șefă de la Iași care cunoștea bolnavii, ca bolnavul să vadă cât de cât o față A, cunoscută. A. Că noi eram toți niște necunoscuți <gântu -i> și ei sigur că erau neîncrezători și Evident, suspicioși. Dumnezeu, ce-mi fac ăștia aici? Mai ales că dializa implică să-i scoți 250-300 de mililitri de sânge din corp, uh -huh. care se trece prin acel filtru de care am vorbit și printr-o tubulatură se reintroduce în corp. Deci bolnavul e legat fizic și ei și sânge în timpul dializii. De deci el nu poate să mai zică nimic când l-ai... Și avea nevoie de un confort Și psihic, avea măcar. nevoie, eu așa m-am gândit, poate și de la doctorul Brânzei, cu, cu sufletul bolnavului, Domne, hai să-i umanizăm cât da, de da, cât da. primele ședințe. Și așa am făcut primele ședințe, asistenta, șefă și cu, ingine, cu fiziciana au stat vreo săptămână în Suceava. Da. Bun, doctorul Covic a plecat, că avea și el gărza, avea ale lui. Dar așa am făcut primele dialize. După aceea, aparatele s-au mai îmbunătățit. Ne-am mai angajat și noi doi ingineri, spitalul ne-a angajat și acei ingineri lucrează și acum în servicii de dializă. Deci am încercat să perfecționăm cât mai mult aceste lucruri. și cu timpul s-au luat aparate foarte performante. Timpul, cu timpul, da, ei, era chestiunea cum luăm aparate noi. Deci când auzeam de prețul de 30.000 de mărci, cum era marca, mm. cum era moneda atunci, așa zic, mai noi în 10 ani o să reușim cu bugetul spitalului. Și atunci ei au venit cu soluția. Noi vă dăm aparatul, dar voi faceți contract și cumpărați de la noi consumabilele. Pe un an sau pe hmm. doi. Și așa am luat primul aparat nou. Al doilea aparat nou. Deci s-au făcut lucrurile, legislația permitea, nu era nicio șmecherie. Dar așa era modalitatea, pentru că nici oricât de mare relație ai fi avut la minister, nu putea să-ți dea banii grămadă ca să-ți cumperi tu 10 aparate de dializă noi. Am Și după aceea a venit în uh, 2004 o acțiune extraordinară a ministrului Brânzan al Sănătății, care a spus se privatizează uh, centrele de dializă. La început s-au privatizat opt în țară. Uh, la Cluj, la Alba Iulia, la Gorj, la Buzău, la Iași, uh, în fine, uh, câteva, câteva centri. Și vedem după 2 ani. După 2 ani am făcut parte dintr-o comisie națională care a făcut un tur la toate aceste 8 centri. Eram atunci în staful nefrologiei românești. Am și fost pus să scriu niște broșuri de tratament cu anemia, cu osteopatia renală, în fi. Și atunci, după ce s-a făcut acel traseu prin țară cu profesorul Gabriel Mircescu de la București, cu doctorul Pațiu de la Cluj, cu alți colegi, S-a făcut un raport, noi am întocmit un raport și am spus este extraordinară opțiunea. Bun, dar privatizat înseamnă, știm ce înseamnă privatizat. Care erau persoanele, să spunem, private care au luat aceste centri? Persoanele private erau firmele mari de dializă, providerii mari de dializă, care făcuseră contract cu casa de asigurări. Deci, erau... Pentru a furniza aparate. Sigur că da, exemplu, deci era un contract făcut cu casa de asigurări. Bolnavul nu plătea în continuare nimic. Ca și astăzi. Nu ca mai și mai. astăzi deci asta a, a fost o privatizare, dar uh, o privatizare care nu influența buzunarul bolnavului nici practic că... A fost, uh, putem spune așa, o, sau poate o găselniță mai degrabă, în sensul că luând firmele care fac dialize, ele au fost nevoite să vină cu aparatură nouă. Cu nu aparatură. Și -au performantă. Exact, exact. După 2006, când am făcut noi acel raport. S-a spus, domnule, gata, generalizăm privatizarea în dializă. Privatizăm toate centrele de dializă. Noi aveam la spital, în momentul în care s-a făcut această privatizare, în 2009-2010, noi aveam 300 și ceva de bolnavi. Deci eram un centru gigant, eram centru mai mare decât. Centrul Universitar Târgu Mureș, să da, Să facem o paranteză. Cum a crescut într-un timp... A crescut exponențial, logaritmic. De la 4 la cum? 300. Da. Toți din Suceava? Da. Deci aveam, corectiv, și Botoșani la un moment dat, pentru că Botoșani și-a deschis relativ târziu dializă, prin 99-2000. Deci, patru bolnavi inițial. În ianuarie 95, deci după două luni, erau deja 11 bolnavi. Pentru că mai erau bolnavi la noi în județ care stăteau într-o stare latentă, să zic A, așa. Poate care nu știau că au nevoie. Nici nu știau că le trebuie dializă. Sau dacă știau că le trebuie, zice, dar nu mă duc eu la Iași 100 de ani de acum da. încolo. Deci noi deja în ianuarie, după două luni, aveam 11 bolnavi. La sfârșitul anului 95 aveam 70. Deci după un Deci eu am toate ă, statisticile. Bun, dar dincolo de această categorie <coughs> de bolnavi care spun că nu mă duc, nu le nu trebuie. Da. Bun, dar nesk că ești pod, duci în continuare boala pe picioare o perioadă. O perioadă. Da cum a, a crescut totuși foarte mult. Există vreo explicație logică medicală? Ei erau, dar erau persoane care stăteau la ceea ce nefrologii numim azotemie fixă. Deci el stătea la ureie de 100, 120, 140. Nu se simțea bine. Avea un gust rău în gură, n-avea poftă de mâncare, avea și vărsături, era palid. Pentru că ea nemia Deci Avea toate simptomele? Alte, avea dar... simptome, dar el uh, înțelesese de la medicul internist sau cine îl vedea. Domnule, reduc proteinele. Nu mânca carne. Am nu mânca ouă. fără să știe cu care are nevoie. Legume cu da. alea, cu alea și o, o ținem așa, cu um, paste făinoase, cu nu știu ce. În momentul în care s-a auzit că există facilitatea de dializă, acești bolnavi au început să vină la spital. Dumnezeu, am înțeles că ceva se poate face, se nu știu ce. Da, sigur că da. În felul ăsta ne-am făcut și noi o, o competență mai bună și vă spun, acești bolnavi au, au, au apărut în acest număr. După care au început să vină și din județul Botoșani. Botoșani n-a avut dializă, vă spun, decât mult mai târziu și noi, o lungă perioadă de timp, am dializat suceava Botoșani. Deci, noi, la momentul privatizării 2009-2010, aveam 370 de bolnavi. Bun, dumneavoastră ați lucrat în spital, <coughs> Și după privatizare, nu? Da. Și aveați un contract cu firma care a privatizat sau ceva de genul ăsta. Da, ei, ei concesionaseră un spațiu în spital, firma respectivă. L-au ă, aranjat, l-au dichisit, schimbat, faianță, gresii, pus după norme, tarchetul care se caută acum, toate facilitățile acestea. Au adus 30 de aparate sau 25 de, de aparate noi de dializă și, evident, că în spital a devenit centru de dializă, n-a mai fost stație de dializă, cu contract cu Casa. Și uh, uh, dializa era un aducător de venituri important pentru spital. Da. După aceea am aflat. Că din banii care veneau pentru dializă, se mai făceau reparații la secția cu tare, se mai cumpăra un ecograf la secția cealaltă. Bun, astea erau treburi contabilicești în care eu nu m-am băgat niciodată că nu, nu sunt competent. Bun, și dar nu banii care veneau bani. pentru dializă, nu trebuiau la dializă să bea... Nu știu, nu știu cum trebuiau. Bun, și apoi s-a <coughs> făcut o clădire separată, nu da? Și apoi, Și apoi, în 2010, deja, s-a venit și s-a spus, domnule, vrem să facem clădire separată, care este în curtea spitalului. Care și... este în curtea spitalului concesionat pe 49 de ani în zona spre capelă. Acolo, din păcate, am intrat într-un clinci cu, cu, preotul de acolo, care primise din partea spitalului și mi-asum aceste lucruri. Și e vorba de biserică, dar trebuie să fim totuși foarte corecți dânsul primise atunci 450 de metri pătrați, aprobați de doctorul Țeudan și doctorul Mihețiu în curtea spitalului pentru capelă și dumnealui a împrejmuit 1500. Și în momentul în care au venit cu cadastru, cu țărușul, cum se spune, că facem aici centru de dializă, dumnealui avea acolo niște pomi fructiferi. Și tot dumnealui s-a supărat că de a ce a vă băgați. Dom'le, și ăștia i spus, ai 450 de metri, aici e gar. În fine, lucruri poate mai puțin plăcute, dar pe care le-am trăit și a trebuit să le gestionăm. Bun, dar dumneavoastră personal, deci s-a făcut acel centru uh. modern, cum așa? Da. Uh, ați funcționat în paralel la Spitalul Rețean Suceava? Da, pentru că la spital uh, făceam partea de nefrologie, și după amiezele la uh, dializă, făceam partea de dializă. Bolnavul, în momentul în care este inițiat, că legea spune și acum, inițierea dializei nu se face decât în spital. Primele de șase ședințe trebuie făcute în dializa, facilitatea de dializă a spitalului. După care bolnavului se pune în față o hârtie și se spune, uite, este centru 1, 2, 3. Sunt trei centre de dializă, Când două de în semnice. municipiu și al treilea la Rădăuți. Dumneata, în funcție de domiciliu, în funcție de preferințe, Alege, optezi da. pentru unul din ele. Și, practic, sigur, bolnavul se gândea, domnule, aici mă duc că sunt alături de spital. Dacă mi se face rău la dializă, mă pune pe o targă și da. mă aduce în spital. Colegii ceilalți și-au făcut și ei un centru de dializă, piața mică, nu-i foarte departe de spital. Da. Deci fiecare s-a orientat așa. La rădăuți este un centru, este mai excentric față de spital, adică mai la distanță, dar și acolo, dacă e o urgență, o problemă, te spune, da. duce. Da. Bun, spitalul a fost pentru dumneavoastră a doua casă. Exact. Totuși, după pandemie, ați renunțat complet la spital. De ce? Da. Eu, conform legii, puteam să stau până la 70 de ani la spital, având și doctoratul. Și atunci, în, după pandemie, în 2020, eu aveam 69 de ani, fă, trecusem prin, prin pandemie, așa cum probabil multă lume știe, cu stat la reanimare, la Iași, cu așa... Și am zis, e destul. E destul. Dumnezeu mi-a dat un semnal, mă retrag în, în centru de dializă. Și de atunci, din 2020. Sunt la centru de dializă din Suceava, la centru de dializă de la Rădăuți, și mai merg la o entitate medicală, având primaria de medicină internă, unde acord consultații de medicină internă. Ah, bun. Deci, practic, nu a fost o supărare sau ceva de genul. Nici, nici Ați vorbă. Spus, nici vorbă. A spus un semn de la Dumnezeu. A, așa mai Așa că... l-am considerat, ai 69 de ani. Bun, hai să mai ne reorientăm puțin. Am înțeles. Aveți multe pasiuni, una dintre aceste... O reprezintă călătoria. Pe unde ați călătorit? Care au fost cele mai frumoase lucruri pe care le-ați văzut? Sau care v-au impresionat? Care v-au marcat? Au fost, au fost călătorii. Cred că cea mai frumoasă a fost călătoria pe care am făcut-o cu fiul meu, cu Șerban, care este și el medic, nefrolog, internist ca și mine, cu Transsiberianul. Uh. Da. N-am ajuns la Vladivostok, nu ne-am făcut traseul așa. Am uh, avut escală la Ecaterinburg, la Baikal și după aceea am mers în Mongolia, la Ulaanbaatar. În escală de astea făceați câte pauze O zi, două A, doar, trei zile. A, trei zile și zile. Sau... Da, și ne reurcam în tren. Uh -huh. Da, trenul este superb, civilizat, curat. Sigur, cu cușete de șase persoane, cum e uh -huh. la, la ruși, da, da. așa le se spune. A, așa, mixte. Da, și, mixte, și da. mixte da. am avut la un moment dat două tătăroaice care coborau la Kazan este un oraș pe lângă Volga pe acolo, am ieșit noi din compartiment deci totul s-a desfășurat foarte frumos, n-am văzut niciun bețiv rus mm -hmm. singurul Contrar, bețiv pe care l-am găsit era un englez care la Ulan nu-și găsea nici blugi, nici pantofii, nici... În fel. Deci s-au purtat ireproșabil cu noi, inclusiv când au venit soldații și ne-au luat trenul. Deci la, Ulan la granița dintre Rusia și Mongolia pe... ne-au coborât, pe peron. Era 5 dimineață, nu știu cât era. Așa. Uh, noroc că eu mi-am luat borseta și pf, cred că un SSR aveam la mine cu ceva medicamente, nu mai știu. După care trei nu s-a pus în mișcare și a plecat. <gri> și noi am rămas vreo 30 câți eram acolo, ne uitam unii la alții. Cu bagajele înăuntru. Cu bagajele înăuntru. Da. Na, zic, bun, bine că am banii la mine, bine că avem actele. Na, așteptăm. După patru ori le-au dus înapoi. Și atunci am întrebat soldații. Control, control. Nu știu cum spuneau, în fine am înțeles, da. da ne... Și au controlat, practic, în acest timp? Nu că... știu ce au controlat, no. că noi n-am băgat de seamă nimic în bagaj, ne-am uitat, bineînțeles, da. dar nu era decât mâncare, erau uh, hainele, lucrurile personale. Dar uh, ciudățeniile, în fine, ale unui regim, dar în rest n-am avut niciun fel de probleme. În cea asta? 2016 14, cam așa. Și cât a durat A durat două săptămâni? două săptămâni. Da, a stat la Baikal, a făcut bai în lac, în Mongolia a stat în iurtă. Da, uh, interesant, a da, toate experiențele. Da, bineînțeles, mergi da. mers pe Iac, pe Cămilă, pe toate astea. Uh, dar există vreo călătorie pe care v-ați fi dorit să o faceți și nu ați făcut-o? E, sigur că așa te gândești, că Tahiti, nu știu ce... Nu, eu mă refer la o anumită călătorie. La Paris, în vremea comunismului. Ați a fi dorit să ajungeți? Da, da, da. Eu am avut niște preocupări de yoga, la un moment dat. Și pentru că a fost dezghețul acela al lui Ceaușescu în 1971... S-a retipărit o carte a lui Mircea Eliade, Mai trei nu, și nu în cer. Și acolo era o nuvelă care se numește Secretul doctorului Honigberger. Și am citit cu șambala, cu nu știu ce. După care, eu cu entuziasmul celor 20-21 de ani cât aveam atunci, am citit în prefață că domnul Mircea Eliade este profesor de istoria religiilor la Universitatea din Chicago. Și atunci, cu mintea și cu mâna unui copil de 20 de ani, am luat o scrisoare, am scris-o și am adresat-o. Un plic frumos pus la poștă, Mircea Eliade, Departamentul de Istoria Religiilor, Universitatea Chicago, SEOA. Și am trimis-o. În vacanța de vară, între anul 1 și anul 2. Vin în vacanța de iarnă, după trei luni. Tata judecător, după cum știți. Și îmi zice, mai uh, tu ai scris o scrisoare în America? Eu bineînțeles că și ui, mari uitasem. Da, zic, am scris pe învară. Păi mai vezi ce ai scris acolo. C uite, ăștia mi-au trimis o scrisoare, dar ăștia ți-au răspuns. Dar uite că scrisoarea de răspuns e desfăcută, deci sigur a fost citită, nu știu ce, a ajuns la noi acasă pe Mărășești, dar na, vezi ce faci, că eu totuși am meseria pe care o am. Eh, eu îi scrisesem profesorului Eliade că, uite, sunt un tânăr student la medicină, spasionat de yoga, de nu știu ce. Și el îmi răspunde foarte frumos, scrisoarea există acasă, a fost văzută și pipăită de multă lume, zice, mă bucur că tinerii din România, el în 71 fusese primit și de Ceaușescu. Da? Deci asta îi da. dăduse atunci. Atunci, în 71, a fost un dezgheț, vă spun, înainte de vizitele prin Corea, prin China, și uh, a fost primit el la Ceaușescu și s-a reeditat uh, cartea și a fost primit George Emil Palade care luase premiul Nobel. Da, da, da. da. A, așa. Și el îmi spune foarte mândru că citiți și așa, dar uite, toamna viitoare eu merg la un congres la Paris cu yoga vino și, și vorbim. Na, bineînțeles că nu am niciun vino, dar, mă rog, acea scrisoare există și pentru mine era un motiv de mândrie. Bun, evident, o corespondență cu Mircea Leadei pentru... Da, și acel Acea lucru. scrisoare da, e un da, document da, da, de o valoare... Exact, exact. Uh, Bun. Și bănesc că ați terminat corespondența pentru. Că... N-am mai scris nimic, n-am mai scris, <gânt> pentru că nu voiam să periclitez tata. Atunci fusese, nu știu dacă vă amintiți, cu 2 ani înainte, fusese o chestiune, un grup de elevi de clasa a 12-a, făcuse o scrisoare la Europa Liberă și cereau, nu știu ce albume muzicale să le trimită. Asta era deja mult mai grav decât eu cu aiurelele mele, da. cu yoga, cu nu știu ce. Și uh, organele de la vremea respectivă au zis, foarte logic, uh, minți uh, sclipitoare, au zis, mai I -i scris de elev de școală, de liceu. Au luat toate tezele de la liceele din Suceava, au găsit scrisul, au găsit persoana, au luat-o la întrebări și copil de clasa a 12 au spus tot. cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. E, nu le-a fost ușor părinților respectiv. Și era la un an sau doi după, după episodul ăsta. Când, deci, scrisoarea mea cu, cu Mircea Eliade a fost parfum. Nu era Dar în ce probleme. an a fost scrisoarea noastră cu Eliade? Păi, cred an? că în 71 a fost. No. Și nebunia aia se petrecuse 70-71. Că erau seria cu un an mai mici decât mine. Da. Bun, iar tot fac precizări da. în parcursul emisiunii mai vorbim cu da. <coughs> oameni care au avut de experiențe și pentru cei mai tineri care trebuie da. să știe că a coresponda cu, cu străinătatea în acea vreme era ajunsese, bun, spre în anii 80 chiar un delict. Da, așa. Ai <coughs> da. intrat în vorbă, în discuții cu un străin puteai fi luat de securitate și de obicei puteai. Erai luasă, să și întrebat întrebi, ce ai vorbit. Ce ai vorbit da, și da. ce ai gândit. Bun, dar da, ați rămas totuși cu această. A fost o chestiune. Fabuloasă, da, o da, da, de la Mircea Eliade. Da, 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 exact, exact. Bun, mai sunteți pasionat de geografie și istorie și știu că nu odată în călătorie dumneavoastră, ați corectat pe unii localnici, politicos, în privința unor informații istorice. Puteți să-mi dați un exemplu? Da, eram în Egipt, prin 2005, cred că, cu copiii mei, cu amândoi. Soția n-a putut merge că își redacta atunci teza de doctorat. 2005 sau 95? Cred că 95. și redacta teza de doctorat și uh, aveam un ghid, un ghid foarte plăcut în Egipt. După vreo două zile, și-a scos de la gât cruciulița și ne-a arătat: Eu sunt creștin copt, dar nu vreau să se vadă. Am băgat -o la loc. Pot. Și uh, eram la Hatshepsut, la acolo, Vale Reginilor. Uh, și eram două grupuri, uh, pentru unii se vorbea în franceză, pentru unii se vorbea în engleză. Noi, sigur, tregeam cu urechea și la unul și la altul, că știam amândouă. Și aveam niște persoane mai în vârstă în grup, care probabil nu știau nici franceză, nici engleză, și le mai traduceam noi. Spuneam, spune? uite, 1600 înainte de Hristos, 2000. Și la un moment dat ne-am încurcat în niște ani ai, au spus 2600 înainte de Hristos. Noi am zis 1600, ne-am corectat, la care doamna pensionară a zis, dar ce mai contează 1000 de ani? <laughs> <laughs> am zis, da, corect. Da, asta a fost o întâmplare noastră. sau la un castel în Franța, la Blois, eram pe pământ francez, bineînțeles, cu copiii acolo și ne-am ne lipit de un grup de francezi. Adică ne-a ne luat pe toți da. împreună, și am ajuns aici, e camera Caterinei medici. aici preparau otrăvurile, aici era Ambroaz pare, care făcea nu știu ce, și. Uh, nu, și ghidul avea tendința asta didactică. Era Caterina de. și aștepta să-i spună. Grupul. Medice, da, da. Așa. Noi, grupul în pauză, grupul de francezi, dar da, da. în țara lor. Așa. Și noi din spate, românii, Medici, Caterin de Medicii. Da. Așa, Ambroaz, noi din spate, pare? La care ăla, după vreo, câteva chestii, zice, nu vă supărați, de unde, de cine, sau. că văd că nu sunteți francezi, nu, din România. Cum, din România? Și știți despre Castel și despre Caterina și cutare? Da, păi noi am citit, Leroy modia, așa și așa, așa, Maurice Duion. Hai păi de mine, dar uitați, ai noștri, nu știu. Na, asta e problema noastră. Iar ca să închid în chestia asta tot umoristic, Șerban a făcut acel an de Franța, pentru că Sanda a avut o bursă de un an și atunci noi am împărțit familia, eu am rămas cu fica care era a 12 -a, și dădea bacul și așa și Șerban care era a 10 a mers cu, cu mama lui în Franța. Și au avut literatura. Deci Eminescu al lor Corneille și cu Rasin. Și când au avut Cornei, el a citit lucid, cidul. Și colegii lui îl întrebau, dar tu ai citit tâmpenia asta? Zice, băi, dar asta e, e literatura voastră, da, da. e clasicul vostru. De, dacă nici pe Cornei și pe Rasin da. și pe Molière nu-i citești, pe păi atunci ce Dumnezeu citești? și-o luat 19 la lecția aia, mi-aduc aminte că acolo e sistemul de notare până la 20 profesoarea probabil că uimită și ea de, de dar el nu că iasă în evidență, dar domnule, am lăsit, îl citesc da, și după da, da. aia vedem ce comentez și mă duce capul în Dar mai știu că atunci pe când eras la Iași un student străin v-a spus niște cuvinte da. îl citați despre acel student deși paradoxal nu îi împărtășiți spusele. Ați paradoxal pentru că îl citați, dar nu sunteți de acord cu el. Bun, ce v-a spus acel student și de ce nu sunteți de acord cu el? Da, da, el, o el, el Musa Nafa se numește, se numește, n-am mai ținut legătura cu el, dar el spunea, domnul doctor, cu câtă medicină știți dumneavoastră, ar trebui să fiți ministrul sănătății. Sunteți prea modest. Și spunea el o vorbă pe care o mai cităm câteodată în casă: modestie e prostie. În stilul da. cum vorbesc arabii românești, în fine, modestie e, e prostie. prostie. Da, așa. așa a fost la vremea respectivă. Eu zic că totuși m-am simțit bine în această postură. Și mai este o chestiune. Sigur ați citit mănăstirea din Parma. Evident, este vre. acolo o scenă în care un tânăr intră în viață. Și cel mai în vârstă, care cumva îl ghidează. Tânărul a fost jucat de alendul lung, știm filmul, așa. Și îi spune la un moment dat, tu dacă într-o conversație ai ceva deosebit de spus, nu spune. Cei care au spirit vor citi în ochii tăi, iar pe ceilalți oricum i-ai deranja dacă ai spune ceva, care să le, le, strice lor eșafodajul pe care și îl construiesc. Deci, rămâi așa. În fi, nu știu dacă e bună politica, dar eu am adoptat-o și la anii ăștia e greu să cred că mă voi mai schimba. Domnule doctor, ultima întrebare. Ce este cel mai important pentru dumneavoastră în viață? Familia. Familia. Și de când... Profesia, sigur că da, dar în primul rând familia. Și familia de când ați început să aveți, să spunem, o familie a dumneavoastră? A mea, da. Dar țin foarte mult, noi facem niște întâlniri de familie cu verișori, chiar mai îndepărtați. Dacă verișorii au plecat la domnul, cu nepoții lor, am făcut și anumite donații financiare pentru aceștia. Uh, pentru că am zis că totuși noi aici la Suceava, pentru că familia noastră provine de aici, din Botoșani, Suceava, partea aceasta și uh, valurile vieții, ca să folosesc expresia asta, uh, i-au dus pe mulți și în America, și în Canada, uh -huh. și în Australia, ca să nu mai spun București, Timișoara, nu știu ce, Germania, uh, am zis că aici se simtă că este rădăcina, filonul familiei. Uh -huh. Bun, eu anticipam răspunsul dumneavoastră, am scris ultima întrebare, dar nu pot să mă opresc. Ar vrea să explicați celor care, pentru că sunt mulți, mai ales în ziua de azi, tineri care pe primul loc e munca și apoi familia. Munca a însemnat foarte mult pentru dumneavoastră, cum spunea, spitalul a doua casă, dar cât de important este să fie familia pe primul plan? Este foarte important și poate pun familia pe primul plan pentru că am avut și o familie foarte înțelegătoare. Adică dacă la două noapte a sunat telefonul și s-a întâmplat acest lucru, m-am urcat în mașină și am plecat la spital cu cateterele de dializă, cu halatul pe umerașul scaunului. Se știe cum aveam mașina, era ca un fel de mică mașină de război. Plecam, zic, să fie și cateterul și aia și aia la altă, că nu se știe ce găsesc acolo. Am avut o familie foarte înțelegătoare, care știa că nu mă ocup de alte lucruri, deci dacă mă sună la două noaptea, chiar mă duc la spital și am ceva de făcut acolo, nu ca să mă distrez și poate datorită și acestui fapt am păstrat familia pe primul loc. Și poate familia v-a fost mereu alături, Așa a fost ai. înțelegătoare. Da. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult, a fost o reală plăcere și vă urez în continuare succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc și eu și telespectatorilor și pacienților care au avut încredere în mine în toți acești 45-50 de ani de meserie. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a podcastului Interviurile Monitorului.